Procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană și suportul României în acest sens a fost subiectul discuției la întrevederea dintre președinta Maia Sandu și omologul său român Klaus Iohannis la București. Potrivit liderului de la Cotroceni, România acordă în continuare Republicii Moldova un ajutor major, inclusiv în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. Am primit-o astăzi la Palatul Cotroceni pe doamna președinte Maia Sandu, cu care am avut un dialog foarte bun despre ajutorul major pe care îl acordăm în continuare Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. Este prima întrevedere dintr-o serie de întâlniri consistente pe care le voi avea pe parcursul următoarelor 3 zile cu președinți, premieri și lideri ai instituțiilor europene, care se află zilele acestea la București. Mai sunt doar câteva luni până la alegerile europarlamentare din iunie și este esențial ca în Europa să câștige din nou democrația, iar mișcările care se bazează doar pe nostalgia trecutului și oferă false soluții pentru oameni să nu se consolideze. Sunt convins că discuțiile și dezbaterile de la București vor contura o viziune solidă pentru viitorul Europei, care va răspunde așteptărilor cetățenilor noștri pentru un trai mai bun, în siguranță și în prosperitate, a scris Iohannis pe pagina sa de Facebook. Menționăm că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în aceste zile la București pentru a participa la lucrările Congresului Partidului Popular European. La Congresul PPE, șefa statului va ține un discurs și va avea întrevederi cu mai mulți omologi. Congresul Partidului Popular European are loc înaintea alegerilor europarlamentare și va desemna candidatul PPE la șefia Comisiei Europene. La eveniment au participat peste 2000 de delegați din peste 40 de țări, printre care vor fi șefi de state și de guverne, președinții de partid din partea Partidului Popular European, dar și comisari europeni care fac parte din familia politică a popular europenilor.